Yo... Vos dic una acció, no dia. Dar si podes... O permís de la casa s'ha sempre parlat en una d'aix, exigint de l'on primar, d'on un vici, d'un cinc local, de molts més de suflet, pentru că s-a gândit la copiii noștri, de mine român să le facem și o bucurie, să le aducem o bucurie pentru că și un zâmbet pe față copiilor. Și în primul rând, nu uitați, dragi părinți, trimiteți copiii la școală, pentru că ei e viitorul nostru. Fără carte nu se face nimic. Iar asta părbărim în ziua internațională a lor, 2018, cu ajutorul domnului primar și domnului viceprimar și consiliul local, am făcut și facem acțiunea respectivă din ziua de azi. Eu țin să vă mulțumesc în suflet, nu vreau să vă plictisesc prea mult, pentru că avem un spectacol frumos și cu bună voința dumneavoastră, de cuvântul domnului primar să vă datorim și domnul primar să vă cuvinte. Bună ziua, copii! Este campionat de și eu. Vreau să vă felicit și să vă adresez urarea de la mulți ani cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor. Anul acesta am vrut să facem acest eveniment un pic mai deosebit, mai schimbat față de ceilalți ani și am reușit prin bunăvoința Consiliului Local să alocăm o sumă pentru aceste manifestări și suma a fost împărțită și pentru organizarea artistică de duminica trecută, când voi ați serbat Hora Romilor și cealaltă parte a sumei a fost alocată copiilor, au fost făcute pachete pentru copii, pentru voi, cei care, să zicem așa, sunteți un pic mai defavorizați față de ceilalți copii ai localității noastre și sper că acest lucru să vă facă o bucurie deosebită. Profit de acest prilej pentru a îndemna și pe dumneavoastră, dragi părinți, dar și pe voi copii, să veniți la școală, pentru că de acolo pornește totul în viață. Dacă aveți școală, o să aveți și viața mai ușoară, mai liniștită. Desigur că noi trebuie să pornim și de la educația voastră, și educația pleacă de la școală. Dar și dumneavoastră, dragi părinți, învățați copiii, haideți să pornim de la lucru elementar. Când aveți o hârtiuță în mână, să vă gândiți bine ce faceți cu acea hârtiuță. Da? Și că vedeți bine, facem eforturi deosebite de a menține localitatea noastră curată. Haideți să ne gândim, băi, uite, domnul primar la ziua Romilor ne-a zis, n-a adus aminte, bă, acea hârtiuță, să o puneți în coșul de gunoi, da? Să stabilim niște reguli astea de bun simț, să avem o comună curată și bine îngrijită. Eu vreau să vă urez mult succes în activitatea voastră, în educația voastră și împreună să facem această comună să prospere, să fie mai îngrijită și mai luminoasă și mai bogată. Vă urez la mulți ani și mult succes în continuare! Acum îi dau cuvântul domnului viceprimar Ștefan Ion. Mulțumesc, domnul președinte al Partidului Partida Romilor Pro Europa. Bună ziua tuturor! Asemenea antevorbitorilor mei, consider că acest eveniment este un eveniment special în viața dumneavoastră și cred că organizația dumneavoastră a avut o inițiativă foarte bună atunci când a luat hotărârea de a se manifesta în acest fel, adică banii diriguiți de Consiliul Local al Comunei Chinoci să fie folosit în acest fel, să zic așa. După cum știți și dumneavoastră, aici sunt reprezentații tuturor celor trei școli
din comuna Chirnoci și vă spun eu că s-au cumpărat aproximativ 150 de pachete, fiecare pachet, vă ținând pentru dumneavoastră cei mici, câte o pereche de Adidas și un training, ceea ce și un tricou, ceea ce cred că va produce în sufletul dumneavoastră o satisfacție deosebită. Așa cum ați văzut și duminica trecută, în ziua de Paște, când dumneavoastră ați sărbătorit într-un alt mod acest eveniment, eu am fost alături de dumneavoastră, în continuare voi fi alături de dumneavoastră și împreună sperăm ca în viitor să desfășurăm o activitate cât mai elogioasă, cât mai frumoasă pentru comuna Chirnoci și pentru tinerii din comuna Chirnoci. Asemenea, îndemnurilor domnului primar, și eu vă rog, în perioada următoare, pe dumneavoastră cei mici, părinții dumneavoastră care au venit de altice, să facem un efort comun pentru a se vedea în activitatea noastră un diviniment, să spun așa, ceea ce privește curățenia, ordinea la nivelul comunei Chirnoci. Cu prilejul acestei sărbători, vă felicit și vă transmit tuturor multă sănătate și Hristos a via. Vă mulțumesc! Thank you.
adevăratului tot ce formă astăzi un juc aspru de robie. Ție însă își pregătește viitor de libertate. Bravo!
și numai prin faptul că ei sunt prezenți la școală. Sunt alături de doamna învățătoare, de doamnele învățătoare, de domnii profesori de cadre didactice care îi îndrumă în sensul acesta. Și pe ei și pe voi. Toate aceste momente se realizează numai dacă voi veți fi alături de școală. Părinții voștri nu au avut posibilitatea aceasta să meargă la școală, dar ei, la rândul lor acum, au un loc de muncă asigurat și vă creează vouă toate condițiile necesare pentru ca voi să veniți la școală. Noi, administrația la rândul nostru, vă creăm condițiile necesare pentru ca voi să învățați și să aduceți performanță și să ne fie la toți mai bine. Așadar, veniți la școală și urmați-vă îndrumătorii voștri, cadrele voastre didactice și o să ne fie bine la toți. Acum, domnul președinte, o să vă înmâneze cadourile oferite pentru ziua de astăzi, iar vă rog să-mi permite să mă retrag pentru că avem și o acțiune de plantare de pom, avem 150 de voluntari la București și vom crea o lizieră de pădure de la Oltenița până la Chinoci. Sunt să mulțumesc personal domnului primar, domnului viceprimar, Consiliul Local, cadrelor didactice, vouă copiilor, vă mulțumesc din suflet pentru momentele plăcute pe care le ați oferit și vă rog din suflet, dragi părinți, trimiteți copiii la școală, pentru că fără școală nu pot să realizeze nimic în viața copiii. Ei va fi viitorul tuturor pentru al nostru. Ei e viitorul nostru pentru că dacă îi urmați la școală, o să ajungă și ei cineva în viață. Eu vă mulțumesc în suflet, încă o dată mulțumesc autorităților locale, cadrelor didactice, vouă copiilor și acum aveți răbdare și ești pe mine de la Partida Romilor și acum vă rog frumos, o să fiți chemați fiecare părând să primiți câte o bucuță. Vă mulțumesc în suflet!